Te aude pe vlog. Pentru că este primul clip din anul 2021, vreau să vă urez la mulți ani și multă sănătate, pentru că este mai importantă decât toate. Astăzi este duminică, suntem în 10 ianuarie 2021. Eu mă voi duce să mă cântăresc acum, pentru că tocmai s-a încheiat prima săptămână de dietă din acest an. Până mă cântăresc eu, vă las să vedeți toate filmulețele pe care le-am filmat săptămâna aceasta, toate mesele. Iar apoi o să vedeți cântarul de acum, câte kilograme am, și ne vom revedea să tragem ultimele concluzii ale acestei săptămâni. Salut, sunt Otto de la Miere TV, iar astăzi este duminică seară, fraților. Suntem în 3 ianuarie 2021 și vom începe un nou sezon din Otto slăbește, sezonul 4. Dacă nu ați văzut celelalte 3 sezoane din Otto slăbește, puteți să le vedeți pe canalul acesta, Miere TV, și să vă abonați, pentru că o să urmeze acum o nouă perioadă de slăbit live, în care vom pune clipuri în fiecare duminică, exact cum v-am obișnuit și în celelalte perioade de slăbit. Ne vom cântări în fiecare săptămână. În fiecare duminică voți vedea câte un clip în care vă arăt câte kilograme am, câte kilograme am slăbit, toate mesele din fiecare săptămână, și sper să ajung la 96 de kilograme, exact așa cum mi-am dorit acum 2 ani când am început aceste vloguri, ca să fie 50 de kilograme slăbite. Atenție, nu vreau să văd niciun program de slăbit, nu vreau să fiu antrenorul de fitness al nimănui, antrenorul personal, pur și simplu fac aceste vloguri pentru a vă inspira și pe voi să slăbiți, să aveți o viață mai sănătoasă și pentru a mă motiva și eu, pentru că prin aceste clipuri și prin mesajele pe care mi le lăsați de încurajare, pe mine mă motivează foarte, foarte tare să slăbesc, să mănânc ceea ce trebuie, să fac sport, să fiu mai disciplinat. Pentru că ultima lună, fraților, nu am mai fost deloc la sală, am fost foarte, foarte sedentar, am mâncat o grămadă de mâncăruri tradiționale care sunt pline în calorii și în grăsimi, am mâncat o grămadă de dulciuri, am băut foarte, foarte multe sucuri care sunt pline de zahăr și simt că m-am îngrășat foarte, foarte mult. Așa că haideți să mergem acum să vedem câte kilograme am și să știm de unde începem. Ok, haideți să vedem și câte kilograme am, că sunt curios și trebuie să știm de unde plecăm. 121 de kilograme în cap. Mamă, că m-am îngrășat de la 116. Vai de capul meu. De la 106. În ultimul episod aveam 106. Da, 121. De aici plecăm. Trebuie să slăbim până la 96 de kilograme, vreo 30 ceva de kilograme. Bună dimineața! Începem ziua și săptămâna cu o cafea îndulcită cu miere de rapiță. Fraților, ia uitați ce groasă e. Mierea asta de rapiță este zaharisită. Se zaharisește imediat după ce o extragem din stup și este foarte, foarte bună, pentru că urmează să plec la sală și am nevoie de energie. Înainte să plec la sală, totuși trebuie să mănânc ceva, așa că o să-mi iau o porție de păstură. Este foarte bogată în proteine, fraților. Uitați, cam atâta mănânc, nu foarte multă. Și apoi vom pleca la sală. Am ajuns la sală, fraților. Ia uitați, aici avem un borcan de salcâm pentru domn profesor de aici de la sală. Am primit o comandă. Este foarte, foarte bună mirea asta de salcâm. Este premiată, este extraordinară. Dacă vreți și voi, o găsiți pe site-ul meu www.mieretv.ro. Hai la sală! Să vedem, băieții, cât ne-am greșat. E bine, a? E bine, da, 80. Hai, ce ți-a ajuns? Eu mă descalz ca să par mai ușor. Dar am treningul pe mine așa. Cât ai? 82. Vezi acum, 120. Eu? A, stai un puțin. Dar eu îl stric. Marina, veniți la cât ai? Nu îl stric.
am 120. De ce mă iară? Ești la cântarul, mă, scena, mă. Domn profesor are 87. Domnul cântarului. Bravo, mi-a măi, mi-a pușitoare, mă, mi-a pușitoare. Ia, să mă și eu. Dar eu sunt îmbrăcat, doamna Flori. Nu contează, haideți că... 2 kg sunt de la haine, să știți. 3 chiar. Wow, am slăbit. 121 aveam ieri în kiloți. Deci stai slăbit, haideți bine, Otto, bravo. 121 aveam ieri în kiloți, acasă. Ăsta are domnul cât mine, să-mi bat. L-am rupt, s-a stricat. N-ai băut apa? A, cum s-a stricat? Ai băut apa azi? Da, am băut niște apă când... Filmează aici, Otto. Și cafea. Filmează. Cât ai, frate? 105? 105. E bine, e bine. Și acum brațul, doar brațul. 105. O, mișto, mișto. 105, a început oamenii, ha? Ieri aveam 107. Ia, e bine. E bine, nu e mult 105. Dacă ajunge și la 105, perfect. Ia să vedem, tu cât ai? 103, da. În 295. Ia, Dani, ia doamna fără. 72. Bravo. Hai, care mai veni la cântar? Nu-i nici nu. Amina, vine la cântar? Hai. Da. Ca să știți, a început oamenii așa după sărbători, după. Să vedem și pe Alina. 51,3. Adică 50. Păi fără haine ai 50. 50, da, 50 fără haine. Adică vreau să spun, să se haine. Te aude pe vlog. Marina, hai mă, Marina, Marina, hai Marina. Vino mă, cine acolo. Hai Marina, să dăm cântarul peste cap. 72. Nu, că mi se pare că știu mașina. Uitați-l pe ăsta ce face. Uitați-l pe ăsta ce fac aici. Trebuie să stau cu spatele, frate, că ei nu stau. Și depășesc, mă, bă. Doamne ferește. Este ora 6 seara. Am venit de la sală. Avem aici o ciorbiță de perișoare. Văd că are și destul de mult orez. Așa că o să mănânc fără pâine. Nu prea mi-e foame foarte tare acum, pentru că sunt obișnuit să adorm foarte târziu și să mănânc noaptea, să mă trezesc târziu. Însă voi mânca și mai încolo să vedem. Azi mai că mai are niște prăjituri, s-ar putea să mănânc și niște prăjituri. Prima săptămână, primele două săptămâni o să fie un pic mai legere, pentru că dacă intru foarte tare în dietă și o să scot absolut toate lucrurile, mă rog, dulci și mai grase așa, o să slăbesc foarte repede la început și apoi o să mă plafonez. Și vreau să încep să... dieta asta vreau să încep să mănânc mai mult la început și apoi să scădem un pic pe măsură ce nu mai putem să slăbim, să scădem din porțiile de mâncare, din calorii și așa mai departe. Așa că o să vedeți o dietă mai neobișnuită în care o să mai mănânc și dulciuri probabil, mai ales acum la început. O să mănânc mai multe calorii, lucruri care nu sunt de dietă, dar o să am grijă la cantități, să nu mai mănânc atât de mult. De exemplu, în loc de 4 bucăți de prăjitură pot să mănânc decât una și așa mai departe, da? Ciorba a fost foarte bună, o să vin mai încolo să mai mănânc peste câteva ore, însă acum mă duc să fac o baie pentru că o baie fierbinte în cadă, pentru că am tras destul de tare la sală astăzi și nu vreau să fac febră musculară. Mâine vreau să mă pot ridica din pat. S-a făcut ora 10 seara și am aici două banane, nu prea mi-e foame. M-a chemat la masă, dar n-am vrut să mănânc pentru că nu mi-e foame. S-a făcut ora 12 noaptea, mă uit la Vikingi și avem aici 3 ouă în tigaie cu cârnați și niște cărnițe de porc, o felie de pâine de casă și murături. Știu că asta nu e mâncare de dietă, are destul de multe calorii, are multe grăsimi, însă nu am mâncat deloc grăsimi astăzi și trebuie să mâncăm undeva la 30-50 de grame măcar de grăsimi pe zi. Cam atât am mai rămas, fraților, n-am reușit să mănânc tot, m-am săturat și nu vreau să insist. Cărnații ăștia sunt de casă, uitați, dar efectiv nu mai pot, nu mai am nici pâine și grețos așa să mănânc și fără pâine. Am avut aici foarte multe proteine pe lângă grăsimi, însă nu țin dieta ketogenică. Nu țin nici intermittent fasting, pur și simplu mănânc mai puțin, mănânc ce am prin casă
Și sunt convins că o să slăbesc, o să vedeți, pentru că eu am mai slăbit și cu fast food, am slăbit cu orice fel de mâncare și se poate slăbi cu absolut orice fel de mâncare, contează foarte mult cantitățile. Și acum să vedem la cât ței ce a mai rămas. Hai Maia, hai și tu. Hai aici, fătiță. Hai. Ia, vezi, îți place? Știu că ai mâncat, că ești sătură, dar sigur îți place. Ia mă, rostul și tu. Bun? Bun, ia uite, asta mănâncă imediat. Bună dimineața, e marți astăzi și o să-mi fac tot așa o cafea pentru că o să plec la sală. Am un pic febră musculară, dar nu este nimic. O să mă duc acum și o să-mi încălzez mușchii la sală și o să treacă. Sper că vă place și vouă mierea și vă place să o beți așa, să beți cafeaua cu miere, pentru că este foarte bună și foarte sănătoasă. And now you've got yourself something funky. Nice. Mamă, cum se vede. Că nu vreau să slăbesc foarte mult. Mamă, 117,8. S-a eliminat foarte multă apă, pentru că n-aveam cum să scad așa mult. De la 121 duminică seară. Ia uitați, 117,8. Știi cât am? 117,8. Am slăbit foarte mult. Serios? Da. Am eliminat apa. Excesul de apă. Uite aici, fructe și biscuiți lângă. Biscuiți nu, la dietă. Fructe, da. Hai să vedem ce mi-a pregătit maică-mea, că e ora 6:30, am venit de la sală. Avem aici o ciorbiță, făcută acum proaspătă, fierbinte, de curcan. Mi-a pus multă carne. Cred că am aici vreo 200 de grame de carne. Vreo 40-50 de grame de proteină. Ia uitați. Poftă mare, vă doresc tuturor. Am mâncat ciorba, a fost foarte bună și cred că o să-mi iau totuși și un biscuit din ăsta pentru că am slăbit prea mult, 3 kg naiba în 2 zile. Bine, e apă, excesul de apă. O să mănânc un biscuit de ăsta acum și mă duc la laptop. Wow, ce bine miroase, usturoi. Ce ai făcut aici? Abia aștept să mănânc. Și o să mănânc cu ardei din ăștia. Hai să-mi facem o porție. Să vedem aici. Cred că mănânc 3 pulpe, mi-ajung. Cartofii ăștia se cam lipesc și nu pot să iau. Câți cartofi ai pus aici? 4? Mamă, deci mănânc jumate, să fie 2 cartofi. Noi mănânc pe toți. Da, și 3 pulpițe. Am terminat, a fost foarte bun. Apropo, e ora 10:30 seara, am uitat să vă zic. Și acum o să iau niște fructe sus. Să-mi iau o portocală și două mere. Hai, dă merele să le arăt aici la oameni. Și merele astea galbene. Și mergem sus și ronțim decât fructe toată noaptea până adorm. Bună dimineața, e miercuri astăzi, fraților, și o să începem ziua la fel cu cafea, îndulcită cu o linguriță mare de miere de rapiță. Astăzi m-am trezit cu foame, am mâncat puțin în seară, am mâncat fără pâine și cred că o să mănânc niște păstură. O să-mi iau niște păstură din asta, că e foarte bună, e foarte hrănitoare, ține de foame, multă proteină vegetală și o să iau vreo două lingurițe de păstură. Am plecat la sală, fraților, și aici avem două comenzi pentru cineva de la sală. Avem un polen uscat, foarte, foarte bun pentru stomac, pentru ficat. Avem o miere de salcâm, premiată, foarte, foarte bună. Mai avem o miere de
o miere polifloră, la fel foarte bună și asta premium. Și aici mai avem încă o comandă, o miere de rapiță, pentru că mă urmărește persoana respectivă și vede că pe Instagram și pe Facebook mănânc foarte multă miere de rapiță. O pun în cafea pentru că este foarte bună, nu schimbă gustul cafelei. Și aici încă un borcan de salcă. Haideți să mergem la sală, să livrăm comenzile și să ne antrenăm. Iar dacă doriți și dumneavoastră să comandați și nu sunteți din Râmnicu Vâlcea, nu este nicio problemă, puteți face o comandă pe site-ul nostru www.mieretvo.ro și comanda va ajunge la dumneavoastră acasă în maxim 2 zile lucrătoare prin fan curier, iar plata se face ramburs după ce primiți coletul. O zi bună vă doresc tuturor! Mi-a dat aici o doamna Flori niște curmale înainte de antrenament, așa, super bune. În loc de ciocolată și alte prostii. Am ajuns acasă, e ora 6:30 și avem tot o ciorbiță de asta, de curcan, ca și ieri. Uitați, multă carne, niște paste făinoase, o să mănânc fără pâine. Multe legume, a fost foarte bună ciorba, aici mi-am luat o portocală și am venit sus la mine la laptop să lucrez ceva, după aia m-am dus să fac o baie în cadă. Hai să vedem ce avem aici, piure făcut de mama, pulpițe de aseară au mai rămas și tot așa, murături din astea, era să zic castraveți, gogoșari în oțet. Și dulce ce avem? Uite, avem biscuiți acolo, nu s-a mai terminat. Prăjitură? Nu vreau. Vreau miere din aia cu nuci și fructe. Să mănânc mai încolo. N-am mâncat tot. Am mâncat tot așa, 3 pulpițe și piure. Pentru că era foarte mult piure aici și maică mi-a sabotat, a pus o grămadă de unt. Avea foarte, un gust foarte intens de unt. Și untul îngrașă mult. Iar aici mi-am luat 2 banane și o portocală. Și mă duc sus să le mănânc. Bine, probabil că o să le mănânc mai târziu. S-a făcut ora 3 noaptea, iar aici mi-am făcut un ceai de mușețel, pentru că mă ajută să dorm mai bine. Și azi noapte pe la 4 dimineața mi-am făcut un ceai, dar am uitat să-l filmez. De data asta îl voi îndolci cu o linguriță de miere de salcâm. Să nu vă fie frică, fraților, de miere, pentru că o linguriță de miere are 30-40 de calorii și este foarte, foarte sănătoasă. Este extrem de sănătoasă, iar dacă puneți mierea în ceaiul fierbinte, să știți că nu va deveni toxică. Puteți să căutați pe internet dacă nu mă credeți. Sunt profesor, doctor care spun chestia asta cu mai multe amănunte. Însă eu l-am lăsat acum. L-am lăsat vreo 4-5 minute să se răcească. Dar chiar dacă puneți mierea în ceaiul fierbinte, aceasta nu va deveni toxică. Pur și simplu își pierde proprietățile terapeutice. Rămâne un simplu îndulcitor. Neața, fraților, este joi astăzi și ați văzut ce soare este. Este incredibil de cald pentru perioada asta. Iar eu aici mi-am făcut o cafea pe care îndulcesc cu o linguriță de miere de rapiță și apoi o să plecăm la sală. Gata, plecăm la sală și vreau să vă arăt aici ce am adus pentru la sală. Imediat, aoleu, ce bușitură a luat, dar nu s-a spart sticla că e groasă. Deci avem așa siropul acesta de cătină, super, super bun, 100% natural, premium, cătină de asta șmecheră care are steroizi în ea, este super bună. Și aici am adus pahare de 400 de grame, lingurițe, și o să iau niște apă minerală, Borsec, vreo 2 sticle și mergem la sală și o să le fac tuturor sirop din acesta de cătină de-al nostru cu apă minerală pentru a ne ajuta la antrenament și pentru a vedea dacă e bun, să vedem ce părere au cei care gustă. Veniți să iau etichete, fraților. Cam așa arată, 1500 de etichete în valoare de 200 de lei. Sunt o grămadă aici, o grămadă, nu le mai scot acum. Hai să mergem la sală să facem siropul. Am făcut aici niște pahare pentru prietenii mei de la sală și acum facem șprițul, turnăm apă minerală. Vedeți, am pus așa cam de un deget sirop în pahar. E suficient. Și acum turnăm apă minerală să facem șpriț. Mamă, câtă spumă faci, trebuie să am grijă să nu dăm pe lângă, să nu ne grăbim. După aia ne amestecăm cu lingurița și să vedem reacțiile oamenilor, dacă le place, dacă...
Spune ce părere am. Acum le amestecăm așa un pic cu lingurița. Amestecăm pe toate. Și cred că mai punem puțin apă, mai completăm după aia cu apă. Ok, punem lingurița aici și hai să mai punem puțin apă să fie pline, că am pus mult suc. Și cătina ne dă o energie foarte, foarte mare. E foarte bogată în vitamina C. De până la 7 ori mai mult decât lămâia. Ia un bar și vezi cum e. Doamna Floria, să-mi spuneți dacă vă place ceva natural. Dar să fiți sinceră dacă vă place. Foarte bun. Foarte bun. Mă bucur că vă place. Ce îți place? Ia, să vedem. În premieră. Merge, nu? Joi am venit de la sală, ora 7, mă pregătesc să mănânc. 116,7. Am cât de mult, am slăbit. Hai de capul meu. Acum haideți să mâncăm. Avem aici tot o ciorbă ca aseară de curcan, cu multă carne, cu niște paste făinoase, cu multe legume. E mai puțină carne astăzi. Și după aia vom vedea ce mai mâncăm mai târziu. Mi-am făcut așa un obicei, am văzut, să mănânc pe la ora 6-7 când vin de la sală și rotarea masă pe la 10-11. Da, bine, nu e o regulă să mănânci la ore fixe sau mă rog. S-a făcut ora 9 seara, fraților, și mi-am făcut aici un ceai cu o linguriță de miere de sargâm, un ceai de mușețel și o să mai mănânc banane, avem un măr, o portocală și două mandarine de-astea mici, clementine, nu știu exact ce sunt. Iar mai încolo, pe la ora 10-11, o să mergem să mâncăm, să vedem ce ne pregătește mama. Mandarinele astea sunt extraordinare, sunt foarte dulci, sunt mult mai bune decât portocalele, au foarte multe lichide, foarte multă zeamă, ne ajută foarte mult pentru a sta hidratați. Eu oricum consum în jur de 2-3 litri de apă pe zi, plus ce mai beau, o cafea, un ceai și ciorba, ați văzut că mănânc ciorba aproape în fiecare zi. Mă hidratez foarte bine pentru că acesta este secretul, să tragem la sală sau să facem sport, să transpirăm, apoi să ne hidratăm foarte mult, să bem foarte multe lichide și așa vom scăpa și de excesul de lichide din corp. Mamă, ce bune! Acum haideți să vedem cum e mărul acesta, fraților. Vă mărturisesc sincer că în ultima lună am mâncat numai dulciuri, n-am mai mâncat fructe absolut deloc, dar acestea au foarte, foarte multe proprietăți, foarte multe vitamine, foarte multe minerale și sunt foarte bogate în lichide. Mm-hmm. Merge, e dulce, e bun. Hai să vedem ce ne-a pregătit aici. Mama s-a făcut 10:30. Nu că ar conta prea mult ora la care mănânci, dar să știți. Avem cartofi la cuptor. Asta e o salată. De ce e salata asta? Fasole verde. Ce salată? Un pic fiertă. Ah, e garnitură, nu e salată. Da, yeah, nu-mi place. E bună. E sănătoasă. Aici avem cărniță. De porc, da. 300 de grame direct. Aici avem niște gogoșari din ăștia în oțet. Și după aia avem, ce asta? Dovleac copt. O să-mi iau sus, să pun miere peste el. Poftă bună, vă doresc tuturor. Cartofii ăștia sunt extraordinari. Și carnea e foarte bună. De ce e carnea asta? De porc. De porc? De care? Pulpă sau ce? Șnițel, așa, nu? Gen, carne de șnițel. Am terminat, a fost foarte bun. Am mâncat o grămadă de cartofi. Chiar câți cartofi ai pus aici? Am pus 2 mai mari de aici.
4 cartofi? Deci am mâncat vreo 3. Și vreau să-mi iau o bucată din asta acum. Sus. Stai să-mi iau farfurie. Să luăm o bucățică din asta și o mâncăm la laptop până adorm. Punem și niște miere peste. Cred că o să vă arăt. S-a făcut ora 12 noaptea și acum o să mănânc dovleacul ăsta. Acum mi s-a făcut un pic de foame, am mai făcut loc în stomac pentru că azi just am mâncat destul de mult. Și o să punem așa o linguriță, două de miere de sarcân peste, să iasă super, super dulce. Dovleacul este foarte, foarte slab caloric, are 30 de calorii, ca și pepenele. Și pot să spun că este pepenele de iarnă al nostru, al românilor. Hai să gustăm, de fapt, să vă dau și o impresie. Bun, foarte bun. Bună dimineața, începem ziua cu o cafea îndulcită cu miere, bineînțeles, cu miere de rapiță. Și vom mânca niște păstură înainte să plecăm la sală. Am ajuns la sală, fraților, afară plouă foarte, foarte tare, e o vreme căcăcioasă. Haideți să vedem aici că am avut două comenzi, avem două comenzi. Le-a plăcut foarte mult siropul ieri oamenilor și mi-au comandat. I-a comandat cineva o sticlă de cătină și aici avem două de polen și încă o sticlă de cătină. Ia să vă arăt. Hai să mergem să ducem comenzile și să tragem tare la sală. Hai să mâncăm, pentru că am avut un antrenament foarte, foarte puternic și astăzi sunt epuizat, iar aici avem o mâncărică de fasole verde făcută acum proaspătă de maică mea. Avem multă carne de pui, este făcută cu carne de pui și avem cam mult sos din asta, așa că o să mănânc cu niște pâine din asta neagră de la Velpitar. O să băgăm 3 feliuțe. O punem aici lângă. Și aici avem gogoșari, un oțet, din ăștia făcut de maică mea. Foarte bun și ei. Poftă bună, vă doresc tuturor. Am terminat de mâncat, a fost foarte, foarte bun, sunt full. Nu mai trebuie absolut nimic. Ia uitați aici, am scos toată grăsimea asta, n-am vrut să mănânc. Însă, m-am fost să-mi iau niște apă. Uitați apa acolo și ia uite așa am găsit. A venit cineva pe la noi și ne-a adus macarons făcut de casă în mai multe culori și vreau să-mi iau și eu două bucățele. E mor de poftă. Ia uitați cu cacao. Iar aici, ia uite așa am găsit proviziile de dulciuri. Provizii de dulciuri, fraților, dar astea nu fac poftă pentru că am tot mâncat perioada asta cu sărbătorile, am mâncat o grămadă de napolitane, de Snickers, de dulciuri și așa mai departe. Astea le bag înapoi în pungă și le pitulăm pentru că nu vreau să le văd chiar în fiecare zi, în fiecare moment. În schimb, astea vreau să le gust neapărat. Hai să vedem cum sunt. Mamă cum e! Sunt de casă, le-a adus cineva. Vai de capul meu. Sunt extraordinare. Stați așa, s-a prins blițul. Ia uitați. Ha, mă focalizez. Ia uitați, fraților. Sunt moi, sunt umede, așa, sunt pline de zahăr, pentru că sunt foarte dulci. Au gust așa și de migdale. Foarte, foarte bune. Am să mai încercăm unul. De asta verde. Mă rog, un verde așa ca ou de gâscă. Doamne, cât de bune sunt. Cât de bune e crema asta. Extraordinare. Gata, mi-ajung două. Mă duc să le duc la loc. Iar până o să cobor să mănânc următoarea masă, mi-am luat două banane aici sus la mine la laptop și o să le mănânc pe astea în următoarele ore. S-a făcut ora 11 noaptea și avem aici tot carne din asta de porc slabă pe tigaie așa, fără ulei. Avem cartofi la cuptor și murături din astea, gogoșari din astea, îmi plac foarte mult. Poftă bună! Gata, fraților, am terminat, nu mai pot să termin cartofii. Am mâncat toată carnea și probabil că dacă mi se mai face foame mai încolo să-mi iau și niște dovleac din astea, dar nu cred, pentru că sunt foarte, foarte full. Am mâncat foarte mult când am venit de la sală.
Asta a fost ultima masă. Mâine o să stau să editez toate clipurile pe care le-am filmat săptămâna aceasta și duminică o să tragem finalul, o să tragem, să vedem câte kilograme avem, să mă cântăresc, să le lipim așa frumos și o să vedeți toată săptămâna în ordine cronologică. Ok, s-a făcut duminică, haideți să ne cântărim repede și după aia să lipim imaginile acestea la clip și să-l putem randa, să-l punem pe YouTube. 116,1, mamă, mamă, sunt 5 kg slăbite, nu vine să cred, super tare. Am slăbit foarte, foarte mult, fraților, am eliminat foarte mult din excesul de lichide pentru că am băut foarte multe sucuri, am mâncat foarte, foarte sărat. Nu am mai făcut efort fizic absolut deloc și astfel am avut o retenție de apă foarte, foarte mare, însă de săptămâna următoare vom vedea cât mai reușim să slăbim pentru că nu o să mai dau atât de repede kilogramele jos. Sper măcar să dau câte un kilogram pe săptămână de acum încolo. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să lăsați un like, să vă abonați pentru că o să urmeze o grămadă de clipuri de genul acesta. Sper că v-am inspirat, sper că v-am motivat și pe voi să începeți o perioadă de slăbire, să începeți să mâncați mai sănătos. Iar dacă vreți să mă susțineți financiar și să vă susțineți și voi sănătatea, puteți să faceți o comandă pe site-ul meu www.mieretv.ro și să comandați unele dintre cele mai bune produse apicole din țară. Până data viitoare, ursul vostru vă salută, nu uitați să faceți mișcare, să mâncați sănătos și să consumați produse apicole. Până săptămâna viitoare, v-am pupat! Ciao! Popping a bottle, we grow. Looking to dropping it low. Took me a minute to comprehend what I was looking at. Working that body, I'm about to explode. Throwing up racks, bucking up, throwing up racks. Leaving a trail of that paper to cover my tracks. Shouting, you coming up fast? Show me what coming that ass, yeah. Show me what coming that ass, yeah. Show me what coming that ass, yeah.